Rară cam așa ceva? Ia, șaptea? Ia zi, David. Bună seara și bine ați revenit cu la profana și exerciții de matematică la geometrie. Nu uitați de like și share. O, la geometrie mai stăm pe gânduri, da? Deci, tema la geometrie. Dar unde? Pe care o avem acum? Pe 18, parcă, nu? Acum? Da. Ne rămas problema. 8, 15 și 8. Am făcut-o mai pe 15. Am gândit-o, Adi, nu m-a rămas o scris voie soluția. A, și pe 15 o aveam? Da. V-a dat-o pe 15? Da. 15, domnule. Da. A, dar au avut geometrie. Și 18? Da, și 600. Problema 15, da? E ABC de ROM. În ipoteză, avem A, B, C, D, ROM. Și e un punct, astfel încât E, C, perpendicular pe BC. E, C, perpendicular pe BC. BC. Și e adică A, în punctul. Și e A perpendicular pe AB. Deci și e un punct astfel încât E, C, perpendicular pe BC și e A perpendicular pe AB. Așa. Hai să începe de figura, că e important să... Deci rombul, da? Da. Cum am spus aseară când desenăm rombul? Facem cel mai corect. Facem perpendiculare. Deci două drepte perpendiculare. Diagonale, facem, da? Care se înjumătățesc. Nu le luăm egale, că atunci nu este pătrat. Și unii. Și avem grijă să fie înjumătățite și atâlele unii. Așa este romb, da? A, B, C, D. Să zicem A, B, C, D. Un punct E, încât E, C, perpendicular pe B, C. Deci E, C, perpendicular pe B, C. Cu alte cuvinte, pe segmentul. Hai să vedem care e manevra. Dacă am așa segmentul ăsta, E, C, B. Cum ar arăta o perpendiculară pe o perpendiculară pe BC? În ce? Păi în ce? Adică o perpendiculară pe BC. Iată așa. Da? O perpendiculară în ce pe BC. În cazul nostru, o perpendiculară în ce pe BC arată așa. Aici se facă 90 de grade, da? Uh-huh. 90 de grade. Voi puneți echierul așa frumos și e clar să vedea aici 90 de grade. Eu este pe undeva, pe toată dreapta asta. Deci eu este pe undeva pe toată dreapta așa. Eu unghiul ăsta de 90 de grade, da? Dar nu l-am întâmplat. Da, zice că și e A perpendiculară pe AB. O secundă. Eu deocamdată am zis o dreaptă care să-l conține pe E, care e perpendiculară pe BC. În ce? Uh-huh. Ah. În ce? Ah. Au dus-o foarte lungă, domnul profesor. Tu dus-o așa că... O, eu e pe dreapta asta, perpendiculară. Nu știm unde. Nu știm unde. Pe aici, pe aici, pe aici. Vedeam. Apoi, zice și pe o perpendiculară. Eu și, se află și pe o perpendiculară în A. Uh-huh. Adică... În A, pe AB. Uite, asta este AB-ul. Da? AB-ul. AB-ul asta este, da? Da. Și acum, acum duc o perpendiculară în A, pe AB. Și o prelungesc dreapta. Deci perpendiculara în A pe AB, pe aici undeva. Ele se întâlnesc, cele două perpendiculare, punctul ei este și pe perpendiculara. Asta și pe aia. E acolo. Aici este eu. Da. Eu nu puteam să duc, să-l găsesc pe eu ăsta așa. N-aveam nicio șansă. Corect. Deci am făcut, am dus o perpendiculară în C, pe A, pe BC, o perpendiculară în A, pe AB, cele două s-au întâlnit în punctul E, cele două s-au întâlnit în punctul E, și acum am EA e perpendicular pe AB și EC e perpendicular pe BC. Deci EA pe AB și EC pe BC. Corect.
este lucru pe care l-am realizat după ce mi-ai spus în ipoteză. Dacă DC intersectează EA. Deci dacă DC intersectează EA. EA. Egal punctul F. Egal mulțimea formată din F. Da. Să vedem asta. Da. Dacă DC. DC asta. O prelungesc. O prelungesc. Până îmi taie pe EA. E A în punctul F, iată F. AD intersectează EC. EC, egal cu punctul G. G. Deci, AD asta, prelungită, intersectează pe cine? Pe EC în punctul G. AD pe EC în punctul G. G. Așa. Și AD intersectează AD intersectează BD în BD, punctul O egal cu mulțimea formată de punctul AD o. Cu AD îi zici, da? AD, da. Cu BD. Cu BD. BD. AD cu BD. Păi AD cu BD sunt diagonale. Cum se tesează în D? AD cu BD? Da, o zis domnul profesor că și la școală am avut o greșeală. Stai mai puțin. AD intersectează BD. AD intersectează BD în punctul 8. A ce poate cu BD se intersectează în punctul 8? Așa mă gândesc eu, că poate fi AC. Punctul de intersecție al diagonalelor. Corect. Eu pun C aici. AD. Dar nu e AD. AC cu BD. AC cu BD. Intersectează cu BD. Da. Punctul O. Atunci, E, D și O coliniare. E. D. E. D și O. D și O. Nu, n-are cum și O. Hă? Credeți că are cum? Are, nu? Da, da, sigur. Bun. Prima chestiune, nu? Da. Atât. E. E, D și O coliniare. D. Nu mi-a ieșit coliniare. E, D și O. Da, nu-i precizia maximă. Da, n-am exact. Avut, n-am avut aici cum important să... Important e că se poate, mai copii. Da. Deci E, D și O. Coliniare. E, D și O și B. Chiar coliniare. Nu. No. Aș fi, dar el zice E, D și O. Coliniare. Să arătăm asta. Cum trebuie să facem? Hai să-ți mai citi problema. Deci, stați puțin. Fie ABCD un romb și E un punct, astfel încât EC perpendicular pe BC și EA perpendicular pe AB. Dacă DC intersectează EA și este egal cu punctul F, AD intersectează EC și egal cu punctul G, AC intersectează BD și egal cu punctul O, arătați că punctele E, D și O sunt coliniare. E, D și O sunt coliniare. Aici este. Până când ne amintim de ce ar trebui să arătăm ca punctele să fie coliniare, mă gândesc să încercăm să desfacem ipoteza. Poate ne amintim și chestia asta, că ai dreptate. Ce ar trebui să arătăm ca trei puncte să fie coliniare? Ce trebuie? Punctele opuse sunt congruente și... Deci, dacă am vedea una din variante, ar fi reciproca teoremei unghiurile opuse la vârf sunt congruente. Da. Adică din clipa în care aveam aici A, B, hai să ne închipuim O și vreau să arăt că punctele M, O și N sunt coliniare, M obținut dintr-un motiv, nu din alt motiv, în condițiile în care reușesc să arăt că unghiul ăsta e cât ăsta, gata, le-am făcut pe aceeași dreaptă, da? Da, bine, mi-a reușit aici, fixie. Deci, unghiurile opuse la vârf sunt congruente. Ce ești? Una, asta ar fi o variantă. O altă variantă am avut noi cu... Dacă o dreaptă e paralelă cu cealaltă și tot aia e paralelă cu asta? Așa, ele sunt suprapuse, da. Deci unicitatea paralelă duse pentru un punct exterior. Iată cum îmi spune, am o dreaptă și dacă arăt, vreau să arăt că trei puncte, M,
N și P coliniare, cum prin două puncte trece o dreaptă și numai una, dacă M, N e paralelă cu A și M, P paralelă cu, tot cu A, fiindcă prin M nu poate să treacă două drepte paralele, ci una singură, înseamnă că ele sunt, sunt aici M, N și P, s-au suprapus și putem spune că M, N și P sunt coliniare. Am mai găsit noi într-o variantă cu diagonalele acolo când se înjumătățesc într-un paralelogram și vârfurile și cu punctul O, dacă cumva vreau să fie, să arătăm că sunt coliniare, le surprindeam și din construcție așa de acolo că sunt, aveam de face un paralelogram și știind că diagonalele se înjumătățesc chiar mergea. Acum, noi dorim să arătăm că E, D și O sunt, cum? Sunt coliniare. E, D și O coliniare. Mai era și varianta aceea. Dacă am așa o semidreaptă și am unghiul ăsta congruent cu același unghi de aceeași parte fixat, cele două semidrepte se suprapun. Adică, dacă era O, M, O, M și N, și puteam arăta că unghiul X, O, M este de aceeași măsură cu X, O, N, O, M și N sunt coliniare. Deci dacă am o situație de tipul o semidreaptă, O, X și în aceeași parte, în semiplanul respectiv, așa s-o potit, pot să duc semidreapta O, M, care formează un unghi de măsură dată, unghi ce se congruiesc cu X, O, N, din unicitatea semidreptei construite, punctele O, M și N sunt coliniare. Aici, ce șansă aș avea? Va trebui să arătăm că unghiul ED este egal cu unghiul AD. Deci unghiul E, D, G. G, E, D, G, E, D, G, ăsta de aici. Cu A, D, G. Cu A, D, A, D, B, cu A, D, B. Da. Deci dacă din motive, nu știu, din raționamentul logic făcut, dacă arăți că unghiul ăsta e cât ăsta... Cum A, D, G sunt coliniare. Cum A, D și G sunt coliniare, gata, va fi problema rezolvată. Și E, D, D, O, o să-i coliniare. Deci este foarte tare, e perfect, e agățat bine de problemă. Atenție, Anca și cu... Deci, cum a fost obținut G-ul? Prin prelungirea lui AD. Deci A, D și G sunt coliniare. Ce vrem să arătăm noi? Că E, D și O sunt coliniare. Corect. Și Mirina spune, dacă am să arăt că unghiul E, D, G e congruent cu A, D, B, o, A, D, B, B sau A, D, O, o, da? Până la O, A, D, O, ne oprim, da, aici, dacă arăt chestia asta, zice, n-am nicio îndoială că le va obliga pe punctele E, D și O să fie coliniare, adică să fie o dreaptă asta. Ma, în felul ăsta voi avea unghiul pus la vârf. Corect. Da? Deci te-a învățat bine. Numai acum să vedem ce șanse am pentru culoarea asta. Deci pentru raționamentul ăsta. A, D, B e congruent cu unghiul D, B, C. Deci A, D, B, B e congruent cu unghiul D, B, C. D, B cu triunghiul. A, D, B cu... A, și unghiul vrei să spun, numai unghiul. Da. A, D, B, A, D, B, adică ăsta așa. Da, e congruent cu D, B, C. Cu D, B, C, triunghiul este isoscel, vrei să spun, nu? Triunghiul AD, B, se scurt, este isoscel și atunci unghiul de-astea sunt congruente. Da, de acord cu asta. Da, dar A, D, B, congruent cu D, B, C. Bisectoare, domn profesor, și zice că e și cu D, B, C. Și cu D, B, C. D, B, C. Da, și cu ăsta nici nu cap pe discuții. Că unghiul tot, Mirna, spui așa, unghiul tot e congruent cu ăsta tot. Asta e diagonală, e bisectoare, deci unghiul ăsta, dacă vrei, sunt congruente toate patru. Da. Și EDG. EDG. E, D,
G, da, ăla care ne interesează să-l aflăm. Da, e congruent cu ADB. Cu cine? Cu ADB, nu știu. Păi stai, de măsreat. Nu, păi dacă nu folosești concurentatea pe baza conectății. Da. Deci EDG este un unghi, între unghiul EDG. Da. Dacă ai avea niște motive să spui că zici unghiul ăsta e din 90 de grade, zic și eu. Așa mi se pare mie. Și ai ști că unghiul de aici e congruent cu ăsta de aici. Zic și eu. Din... Nu știu ce motive ai arătat că unghiul ăla e congruent cu ăsta. Atunci, ai spune foarte repede, ăsta e din 90 de grade aici, ăsta ar fi 90 de grade, dacă ăsta ar fi congruent cu ăsta, îndată ai spune că și ăsta două sunt congruente pentru că se fac două triunghiuri congruente, două unghiuri de astea fac 90 de grade împreună și astea fac tot 90 de grade în A, O, D. Ar fi același, cum se cheamă ăsta care completează până la 90 de grade? Complement. Complement, da? Am avea același complement. Și atunci, care ar fi complementul? Ăsta și cu ăsta fac 90 de grade, ăsta fiind congruent cu ăsta, ăsta și cu ăsta fac 90 de grade. Deci ăsta două ar avea același complement, s-ar adăuga până la 90 de grade, da? Dar vezi cum am dus problema. Trebuie să arăt între timp că ăsta e 90 de grade. Și trebuie să arăt, din alte motive, că triunghiul D, E, G, este cât triunghiul A, unghiul de aici este cât ăsta de acolo. Aici e povestea noastră. Dacă însă mai insistăm, unghiul ăsta tot din ori, nu știu dacă din ori, dacă ar fi ăsta, să ne închipuim așa. Atunci, astea sunt opuse la vârf. De ce motiv sunt opuse la vârf? Am dus o pastă, am primit o pastă. Am sentimentul că triunghiul FAD cu DGC sunt chiar congruente. Triunghiul ăsta sunt chiar congruente, zic eu. Din ce motiv sunt congruente? Păi au pe AD cât DC calaturile ale rombului. Și dacă ar fi amândouă din ori din grade, mai visești la asta, cred că ar fi suficiente să spunem că triunghiurile sunt au ipotenuză și trebuie și un unghi ascuțit. Ai ipotenuză, unghi ascuțit îmi trebuie. Haideți să facem efort, să vedem cum pornim problema. Deci tu te-ai focalizat bine. Asta aș vrea eu să arăt. Unghiul celor opus la vârf. Triunghiul A, D, B e... A? A, A D, B e isoscel. A, D, B este isoscel, sigur că da. Uh-huh. Triunghiul A, D, B e isoscel pentru că A, D e cât A, B. Da, e romb. E romb. Oare chestia asta, hai să lămurim o fie și pe perpendicular. Și ne-am uitat la problema de ieri, când am stat noi pe două pagini și am făcut-o. A fost în clasă o soluție așa de tare și de simplu, eu văd din două rânduri. Cred, dar noi așa am văzut, am sumat acolo unghiurile acelea, nu? Da, nu. Noi am făcut așa, da. În clasă ați făcut altă. Da, am făcut așa, ne-am dus. Lasă, hai să facem pe asta și acea. Acum ne rupem de problemă și dacă este timp, vii și cu soluția aceea ca să o înțelegem și mai bine. Da. Oare chiar aici să fie din 90 de grade? Întrebarea mea. Adică AD să fie perpendicular pe E, C? Da. Din ce motiv? Păi, EC e perpendicular pe BC, dar BC e congruentă cu AD. Deci EC e perpendicular pe BC. Dar BC e paralelă cu AD. Ah, paralelă cu AD? Asta înseamnă că e perpendiculară. Sigur că da. Păi cum e C perpendicular pe BC, e perpendicular și pe paralelă asta. Adică paralela AD, la cine? La BC, e perpendiculară pe EC. Deci unghiul ăsta este din 90 de grade, nici nu cap pe discuții. Bun. Și am prins-o data asta. Da. La fel, când am dus-o pe cealaltă, pe CF, DC asta,
E A e perpendiculară pe AB, deci e perpendiculară și pe DC. E A perpendiculară pe AB, e A e perpendiculară și pe... Și pe DC, adică pe FC. Pe FC. Acolo tot 90 de grade. Deci aici tot 90 de grade. Am mai câștigat niște lucruri. Da, deci acolo... Ați înțeles? Da. Nu s-a înțeles, mai există o dată. Ăla e romb, copii. E C. Am dus-o pe EC perpendiculară pe BC. Ipoteză, BC, da. Din ipoteză, copii. Și EC, da, BC e paralel cu... AD, e romb. Da, deci DA va fi perpendiculară pe C. Așa corect. Cum DC e perpendiculară pe IE și în paralela AD da. E perpendiculară pe IE. Așa și e pentru celelalte. E A pe AB. Deci exact, A, același A, lucru și atunci din motivele acestea unde acestea sunt de 90 de grade, da? Ok. Bun. Am stabilit asta. Este un câștig. Acum EU. Acum să vedem cum... Dar cum... unghiul din E cât unghiul din A, ziceți dumneavoastră, domn profesor, nu? Ăla care l-ați bifat acolo. Dacă am luat unghiul E, D, G și A, D, O. E, D, G și E? Și A, A, nu, vreți cât ăla din A, mic, A, D, O. Deci, hai. E, D, G, da. Ăsta, ca să fie cât ăsta, ar trebui ca D, E, G. Adică ăla din E și ăla din A de sus. De ăsta, hai să zicem 1 și 1. Aha. Și putem să luăm pe E, D, G, că e dreptunghic. Și A, D, O, A, O, D, că e dreptunghi. Dreptunghic, da. Avem asta. Da. Sunt dreptunghici ăsta, am dovedit așa. Da. Și cum... ce avem? D, 1. E 1 și cu D, 1. Fac 90 de grade. Da. Asta-i știu. Așa și acolo tot 90. Tot 90 de grade. Și dacă eu arăt că astea două, A, 1 și cu D, 1 sunt congruente, atunci vor fi astea congruente. Corect. Dar cum arăt că... Unghiul de aici e că congruentul ăsta. Aici am mutat problema. Mi-a da? Unghiță, A, E, C. Ce putem spune despre triunghiul E, A, C? Ce putem spune de triunghiul E, A, C? Priviți părinții la triunghiul IAC în care din A, ducând-o prin D, pică perpendiculară pe IAC. Din A prin D dusă... E perpendiculară. Ce asta are? Ce o să fie AD? Ce o să fie AD în triunghiul IAC? Înălțime. O, înălțime. E perpendiculară din vârf? Și din E prin D tot înălțime, domn profesor. Ajunge nou? Și din ce? Și din ce prin... De prin tot înălțime și din E tot înălțime. O secundă. Deocamdată. A, din ce? Că așa am pus-o din ipoteză. Sigur că da. Tot am muncit aici. Deci, A, D. Am arătat că e perpendiculară pe EC. Și înălțime... Deci, în triunghiul e AC, A, G, înălțime. Înălțime. E perpendiculară, copii. Ați văzut, da? Perpendiculară din vârf pe latura opusă. C e... CF, pardon, domn profesor, CF e ăla. E tot înălțime, că am arătat că e perpendiculară. Asta înseamnă că D e... Orto-centru. Orto-centru n-a e C. Și atunci... Și atunci e D, gata, e tot înălțime. E D... N-are altceva de n-are ce face decât să fie și a înălțime. Și cum e D trebuie să fie perpendiculară pe AC, iar D, O, e perpendiculară pe AC, atunci clar că este aceeași dreaptă. Și atunci nici nu mai trebuie unghiurile alea. Nu mai trebuie, am părăsit ideea. Am părăsit ideea aia. Deci ideea că, pentru a arăta că unghiul ăsta cum și-a construit așa, ne-a dus pe într-un loc. Am intrat în impas, nu puteam arăta că unghiul ăsta e cât ăsta. Exact. Și neputând să arăt asta, vedem că n-ai fărut două înălțimi. Nu mă pot descurca. Ortocentru. Și am văzut ideea asta foarte rapidă. Că de capătă calitate de ortocentru în triunghiul e AC. D, odată, este pe AD, deci AD perpendiculară pe EC, pe de altă parte e CD, perpendiculară în F, pe AE, cele două înălțimi s-au întâlnit în punctul D, D este ortocentru și atunci ED perpendiculară pe AC. Dar cine era perpendiculară?
și două perpendiculare pe AC. Adică nu s-au dus două perpendiculare, numai una. Da? Și de aici, punctele E, D și O sunt colineare. Vreau să o repezi tu, Adi. Repetă ideea. Povestește. Nu am putut scris deloc. Povestește așa cam cum. Care-i miezul probleme? Dă că pentru calitate de ortocentru, deoarece AD îi trebuie să fie perpendicular. Nu trebuie, mă. Îi perpendicular. Când ai zis că trebuie, ai stricat tot. E perpendicular. Dar de unde știi că e perpendicular? Te trebuie. De unde știi că AD e perpendicular pe... Am demonstrat înainte. Adică, real demonstrația. Cum e că cum BC e perpendiculară pe EC? BC perpendiculară pe EC sau și EC e perpendiculară pe BC? Da. Și FC e perpendiculară pe EC. Lasă-mă. Cine e paralelă cu BC? AF. Nu e adevărat. AF nu-i paralelă. Nu, AD. AD din laturi ale rombului. Da. Laturile opuse sunt paralele. Deci, așa cum BC e pe EC, și AD e perpendiculară pe EC. Deci, prelungind-o, pe AD ea pică perpendicular pe EC și piciorul perpendicular este în G. Da. Deci, pe scurt, în triunghiul AEC, A, D, în prelungire, este înălțime, da? A, D e înălțime. Deci D e pe înălțimea dusă din A. Pe urmă. Cum A, B e perpendiculară pe E, A. Sau E, A e perpendiculară pe A, B. Și cum A, B e paralelă cu D, C, rezultă că și F, C. Așa. E CD deocamdată, CD în prelungire, este perpendiculară pe AE. A, adică prelungită, EF este piciorul înălțimii. Da. Și observăm că dă capătă calitate de ortocentru. Deci în triunghiul AEC, CF se intersectează cu AG, amândouă înălțimi se intersectează în D. Și am prins pe D ca fiind ortocentru. Ortocentru. Atunci și ED trebuie să fie perpendiculară pe AO, dar DO e perpendiculară pe AO, deci rezultă că AD. Nu. Atunci ED este și înălțime și va fi perpendiculară pe AC. Da. Pică undeva. Nu, eu nu spun că spune în O. Eu spun că perpendiculară adusă din E, prin D, pică undeva. Nu știu. Nu dite-mă, nu. Nu știu. Așa. Nu. Pică undeva. Dar mai știu că în triunghiul ADC, ADC, DO e perpendiculară pe AC. Din ce parte? De motiv? E diagonala, nu? Diagonala. E perpendiculară pe AC. Da. DO e perpendiculară pe AB. Și acum am că AD e perpendiculară pe AC, ca înălțime în triunghiul ACE, și DO e perpendiculară pe AC ca înălțime în ADC, sau dacă vreți, din diagonale sunt perpendiculare. Atunci s-a întâmplat următorul lucru. Din punctul D, prin punctul D, așa cum îl vedem, am dus odată DO perpendiculară și mai am și că E din E, E-ul e perpendicular, e D perpendicular. Da? Deci ce am acum? Da. Vreau să încercăm să vedem miezul problemei, că dacă nu prindem asta, n-am reușit vorba nimic. Deci, Miruna, DO e perpendiculară pe dreapta asta. DO pe cine? Pe AC, să iau așa, ca să surprindeți problema. DO perpendiculară pe AC. Și de altă parte, E D e perpendiculară pe AC. Adică poți să fie așa?
dintr-un punct exterior pot duce dintr-un punct exterior, pot duce mai multe perpendiculare pe o dreaptă? Nu. Dacă D-ul e perpendiculare, dacă E D-i perpendiculare, atunci E D și O sunt coliniare. Ăsta este raționamentul final. Da? Din unicitatea perpendiculară dus într-un punct exterior. Și acum, Anca, trecem la redactare. Mă conduci, da? Demonstrație. Deci demonstrație. Te rog. B, C, I, perpendicular pe E, C, sau E, C, perpendicular pe C, E, C, pe B, pe C. Scrim așa. E, C, perpendicular pe B, C. Pe E, C. E, C, pe B, C. Pe C. Da? E, C, pe B, C. Da. Așa. E, C, pe B, C, da? Da. Din ipoteză. Și cum? BC e paralelă cu AD. Aha, de desubt spune. BC paralelă cu AD. Din ce motiv? Deoarece e romb. În paranteză spune ABCD romb. De motivul. Acolată din cele două. Deci e C pe BC, BC pe AD. Da. Rezultă că AD AD e perpendicular pe EC. Și cu... Atât. Da, bă, dacă asta e pe asta, asta e paralele, atunci asta de aici e perpendicular și pe AD. Deci EC sau AD e perpendiculară pe EC. Corect. Rezultă că AD perpendiculară pe EC. Și final, lăsăm subliniem asta. Anca. Așa. Anca, te lasă și pe Anca să vedem. Ce mai avem în ipoteză? Am făcut cu impresiune. Ce mai avem? Ce mai este acolo? Ia. E A pe AB. Să scriem și noi. E A perpendiculară pe AB. Și avem AB paralel cu DC. Sigur că da. AB paralelă cu DC. Ce rezultă din cele două? Că... No, dar de unde se spune asta? Asta e din ipoteză. Și cealaltă pentru că AB și DC. A, B, C, D, romb. Din cele două? E Nu, e du, păi, mai e Mirna. E A, e pe AB. AB paralel cu DC. A, D, E A, e perpendicular pe DC, da? Sau DC, e perpendicular pe ea. DC, perpendicular pe E. A. Sublim. De cât pentru că pe ea. Și acum? De capătă calitate de... Păi, dar nu, așa povestim noi. Trebuie să redactăm. Într-unghiul E, A. Deci, în triunghiul E, A, C, avem. Avem... AG perpendiculară pe EC și... Așa, AG perpendiculară pe... Pe EC. EC. Și fixăm și... Spunem că avem colinearitate, ADG. Da. ADG. Deci ca să se înțeleagă că e prelungit-o pe asta, da? Da. După aia avem C, F, D perpendiculară pe A, E. Cer, F, perpendiculară pe... A, E. A.
Mai e și iar zicem că C, D, F cu o linie are. C, D, F. Cât de F cu o linie are. Asta. Păi da, așa. Așa. Iar aici mai adăugăm, mai adăugăm aici că AG este înălțime, nu? Da. Așa am scris-o, da. AG intersectează CF. AG intersectează CF egal mulțimea D. Și acum, D ortocentru. Rezultă D ortocentru. Și din asta rezultă că și e D perpendiculară pe aceea de aia înălțime. D perpendiculară pe AC. AC. A treia înălțime. Obligatoriu. Da. Obligatoriu. Da. Or. Și D ori e perpendiculară pe AC. Corect. D o perpendiculară pe AC. Da. Și iată din cele două. Două din rezultă că D e comun. Da. E D o cu liniare. Deci rezultă că e D o. E D o coliniare. Sau dacă nu vreau să mai scriu coliniare, poți să scriu E, liniuță D, liniuță O. Super! Mi-a plăcut problema. Foarte simplu. Frumoasă. Dar dacă nu ne dădeam... Haideți să recunoaștem că nu s-a văzut totul la început. Noi ne-am dus pe unghiurile alea, inițial. Ne-am dus pe unghiurile alea, nu am prea mișcat acolo, ne-am blocat. Dar știți de ce, domn profesor? Pentru că n-am desfăcut ipoteza, când ne dădea două înălțimi. Da. Dar mai târziu s-a văzut cele două înălțimi? Da, de la început mi le dădea. Ce a spus? E C. Rom și înălțim. E C perpendicular pe BC. BC, da. E, păi nu degeaba. E C perpendicular pe BC. BC. Dar nu, noi ne-am mutat frumos. Perpendiculara din BC pe BC și pe A. Păi AD. Păi AD. Ce spun? Foarte tare aici. Da. Deci ne-am dus aici pe 90-90. Da. Dar ne-am agățat-o, pur și simplu, imediat. Am fost furați de ideea. Să arătăm că unghiurile alea astea sunt congruente. Era frumos dacă era azi. Și asta varianta. Vreau de cred că se poate arăta și asta până la urmă. Da, și așa se soluția. Nu se vede așa de frumos și interesant. Că miezul problemei este unicitatea perpendiculară dusă dintr-un punct exterior. Deci unicitatea perpendiculară dusă dintr-un punct exterior pe o dreaptă. Unicitatea perpendiculară. Adică din punctul D nu pot duce două perpendiculare pe aceeași dreaptă. Și din D și din E. Corect. Adică nu pot duce dintr-un punct exterior două perpendiculare. Una și mai și atunci pică toate în același punct. Și E, D și O sunt coliniare. Dar n-am așa amintit că cum putem demonstra da, că trei puncte sunt coliniare. Sigur că da. Deci problema ne-a plimbat frumos așa. Ce șanse am? Corect. Ce posibilități am? Și Miruna din și-a spus. Varianta cu unghiurile opuse. Reciproca teoremei unghiurile opuse la plus congruente. Corect. Am mai zis unicitatea paralele, unicitatea perpendiculare. Exact, adică pe asta am folosit-o. Da, super a fost. Da, din unicitatea perpendiculare, unicitatea paralele și... Știți că învață, ușor, ușor, așa învață copiii. Păi nu se poate. Trebuie... S-a plăcut, nu? Vă spune un profesionist. Geometria este o probă de încercare pentru cel care vrea să spună că știi ceva la matematică. Geometria e o probă de încercare, el nu se la devână. Ba mai mult, spun, ați auzit pe toți copii, cu cei care stați din majoritate, spun, măi, la algebră mai merge, la geometrie nu. Da, toată lumea cu geometrie. Asta este și de la liceu, să știți că sunt foarte fericiți că scapă de geometrie. Da. Sunt foarte, da, de la liceu nu mai face geometrie. Da, o secundă, Adi. Însă avem clasa 8-a, cea mai grea. De ce? Geometrie în spațiu. Și nu merge nimic la geometrie în spațiu, fără geometrie plană. Geometrie plană, corect. Vreți deci să ești blocat dacă n-ai geometrie. Da. Da, de asta voi acum trebuie să băgați bine dacă noi cum facem. Asta înseamnă geometrie plană. Ce facem noi? Așa, așa, ceea ce a făcut într-a așa. Așa, geometria în spațiu sunt corpuri. Dar de corpuri. Geometria plană este în plana asta. Dar geometria în spațiu trebuie să surprindem banca asta, cartea asta ca formă și unim un punct de aici cu un punct din partea cealaltă prin interior. Trebuie să vezi pe acolo că trece o dreaptă, prin interior, o dreptă. O face punctată, deci, nu o să fie chiar așa, nu vă speriați. Dar este reducerea discuției la plan. Exact. Dacă nu știi geometrie asta? Plană, n-ai nicio șansă. Corect. Deci, rămâi complet pe deasupra. Nu vă speriați așa tare, că voi știți... Dar de aceea e motivul foarte precis, foarte important ca să învățăm geometria plană.
Și de aceea mă bucur că voi puneți întrebări, că înțelegeți ce înseamnă colinearitate, că înțelegeți ce înseamnă congruența triunghiilor, dreptunghi, pătrat, plater. Deci pornim și insistăm la fiecare problemă, dezbatem, s-ar putea să găsim mai multe soluții, am mai avut așa o situație. Și acum, Miruna mi-a spus o chestie. La clasă ați găsit o soluție, cineva a găsit o soluție, foarte rapidă. Să o faci și pe aceeași pe aceeași. Acum vă dictez, domn profesor. Da, mă uși la timp. Vine clasa 40. 40, hai să oprim așa. Vine clasa 11?